Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, ne-am trezit și noi de dimineață la ora 12, 1, 2, cât o fi. Și mergem să vedem ce face șatra noastră la hotel. Olga și patrona, știți bine că aseară la ziua patronii s-au certat acolo. Și acum să vedem, cred că și-au dat în cap aseară ce-au făcut, nu știu, să aflăm astăzi. Dar problema este, uitați, că eu sunt răcit varză și mi s-a mai umflat și dinții toată partea asta, așa. Da, dar eu sunt mai bine, eu. Stai. Păi tu, bine că ești. Uite, tu mai am bine. Uite, am infecție la dinți, sunt spart. Deci nu mai pot. De aici până aici, de la curent, mă. Se vede, nu? Se vede puțin. Eu când am venit la Pitești, am mers ceva cu geamul deschis, am oprit aerul. Și de atunci m-a luat și răceala și dinți. Păi dacă tu ai avut mereu probleme oricum cu curentul. Tu. Da. S-a stat iar în curent și acum ți s-a umflat iar. Deci nu mai pot, mi-e rău. Mi-e mă dor dinții. Te dor dinții? Da, să mă usă ochelarii, să mă vadă și pe mine lumea, mai bine. Cum sunt acum? Da, ești frumos. Sunt? Stai să ajungi acum la hotel, să vezi ce scad ochelarii de la ochi. De ce? Că l-a început Olga să zbiere. De ce zici așa de mătușa ta, dragă? Lasă, mătușa, cea mai bârfitoare mătușă din secolul 21. Trebuie premiu. Cum e, Miha? Diploma. Urmă originală. Nu mai originală, n-ai văzut. Hai, dacă revenim de acolo, vă pupăm. Hai, vă pupăm. Davide, ți-e dormă de patroană? Nu. Cum nu? Ce răspuns. Nu. Apasă lift, apasă, apasă, cum pleacă, apă de car. Frumos. Salutare, prietenași. Nu uite-l, bă, a plecat. Vă văd în ce o să dă. Cu David ce ochelarele. E David. Băi, a plecat. Lasă că vine acum. Tu ești mecher de șmecher mafiot? Coboară de la 10. Da. Da, mă, da. Bă, nu sunt pe Ion. Stai așa. Bă, nu sunt pe Ion. Băi, ce m-am umflat, frate. Mă, ești frumos, nu s-a umflat. Nu cred. Da, haide. Mamă. 6. Zici că am botox. Ți-ai pus botox? Da. Alin super slim botox. Ți-ai pus botox, cancă? Da, cum zice Leonardo. Hai, te dai, 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 dai. Miha, așa ți-e dor de patrona ta? Da. Să o iei în brațe și să o pup cu foc acum. Da, o pup pe gură, că am COVID. Hai. Hai. Ai COVID? Da. Și umbli așa pe străzi de nebună? Da, umbli o să dau la toți colegii. Cu COVID-ul? N-am COVID, mă, dar să răcită, fugi în noapte. M-am făcut în spital, n-am COVID. Of, 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 of. Dar serios, am făcut. Mă, dar ce vrea asta, mă, de ce e de două luni? Când apare Miha și aruncă cu banii. Aruncă la Alin, toți dolarii. Hai vrea, nu? Sau ți-ai dorit? Deci mi-e 2000 de dolari. Uite-l pe ăla. Unde e intrat așa nebun? Nu, no, nu știu. Se vede. Trebuie să pun poză, poate îți dezbrăcați. Lasă. Și revenim după aia. Așa ia zi, Olga! O trimiteți acasă, pe Olga! Ce faceți la București aici? Uitați, e falsă, ei! Haideți acasă cu tot! E falsă! Mai ai încredere în Olga ce spune? Nu știu, Mihai, la ce se întâmplă aici. Nu-i că am salutat. Nu mai e la mine, dacă îți dau cu ceva în cap acum. Pe casa ta e tăia lui Tomi. Pe casa ta e tăia lui Tomi. Cum e lui Tomi? Pe lui Tomi, de în vacanță, Tomi. Da. Deci Olga mă enervează. Iată, mă enervează ca să-i dau cu euro ăștia în cap. Deci uite, să-i dau cu euro ăsta în cap. Ia-l în cap. Bă, vă bateți pe bani acum. Să rup, să rup, să rup. Da, tu nu vii. Da, patroană. Nu știu, patroană, ce fac să tot bat oamenii ăștia. Nu mă spune de ce e, ce e patroană? De ce a fugit de acolo, că tot spune că eu. Lasă-l să facă grozie amândoi. Cu ce agitație asta într-una? Amândoi au agitație. Și așa mă băgăși pe mine, eu nu sunt nebunul ca ei. Doamne, înțelegi că... Nu mă interesează, Adine, hai să mergem în oraș,
să mergem la același om columbeanu să vedem ce zice până la urmă. Mergem. Da, uite, să agită ăsta, ca să meargă cu noi. Da, să vezi, agitați. Lăsați să nu mai se agită, ca să ajungem până acolo, să descurcăm odată ce facem. Ori o ia, ori nu ia. Vedem. Să vorbim cu omul ăla. Mă auzi, patrona, să mergem să vorbim cu același om, să vedem dacă ia fata sau nu ia. Cu euro în cap, să-mi dați cu euro. Da. Ce faceți, prieten? Nu știu, mă, Olga. Am pus euro, bine. Da, uitați ce copil cu minte avem aici, Leonardo. Bună, salută-mi, prieteni. Salută pe mamă ta care te-a lăsat și a plecat. E supărat, Leonardo. Care e Leuță? Știi cum e Leuță? Orfan, fără mamă. Cum e orfan? Mama lui e acasă. Cum e orfan? Care? Bunica lui e acasă. Și mama lui și tatăl lui e acasă. Păi mamă nu are. Cum n-are mamă? Dar tata are. Păi cum n-are mamă? Păi n-are mamă. Păi dacă nu stă în casă cu el, n-are mamă? Are. Unde e? La ea acasă. La Măgăruși? Tu când ai plecat în Germania, Pintea era orfan? Avea 18 ani. Zi, nu contează, era orfan. Avea 18 ani, dacă avea și Leuțu 18 ani. Lasă, lasă. Dar nu vezi că... Haide, vorbește tu, bă, oameni, spart. Stefane, ce faci, frate? Bine, fratele, mai aici cu Leo. La capitală. Bă, știi și tu că tu și tu ești cu Ion. Te-ai întâlnit cu Ion? Și Leo a ieșit că tu nu mai are nevastă. Cu Ion te-ai întâlnit, era pite ești. Da, mă întâlnesc, m-a salutat, m-a luat. Tu nu mai zic să mi-ai dus țigan ca aia. Bravo. Bravo. Vorbește frumos cu mine ca să te însor. Da, mi-aș palmi. Gata, șatra, haide să plecăm. Gata, am făcut un curat. Leo, arătare! Leo, te-ași amat? Bă, cât muții, bravo, bravo. Al mic, unde e? Ce-i aia? Ce-i aia? Ce-i aia? Ce-i aia? Cu ce-i zis? Cine-i zis? Îl luați cheia. E ce-i aia? Raptul care-i? Ale, Madi, mele, Madi, na. Ce treaba? Nu pune mâna. Pe unde e cheia din apartament? Da, că țineți. Păi nu, unde plecăm? Păi da, că nu avem loc. Trebuie să iau două mașini. Nu avem loc. Ștefane, mașina ta merge, nu? Ștefane, îți merge mașina, nu? Mașina ta, că mergem cu amândouă, că n-avem loc. Ștefane, ține geamurile, că se părmă geamurile. Se spargă, da? Uruiară mare. Nu, sunt mari de clar. Mare uruiară. Bine, de la patru, de la patru. Bă, patru, de ce agitație? Adică ce agitație? Vezi? Se dură copiii de aia și copiii când se vede unul cu altul. Bă, Ștefane, ține și nu înțelegi. Că se sparge geamurile. Vezi, bă, asta, când ai văzut-o pe masă. Ia, 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 băi, Leule, unde e cheia? Cheia, unde a spus? La cine era? Cheia, vezi? Cu capul a hata de-a cheia, din loc. Și se întâmplă orică, cine nu înțeleg. Nu știu, să-l căutăm pe domnul Columbeanu, unde este la... A zis să vorbim cu el. Abia aștept să le îmbrațe. Nu, că îmi pare răbdă, să vorbim cu el, să vedem cum e acolo. Haide, să vină copiii. Hai, lasă că vinim. Prieteni, am revenit. După dezastru. Care îmi zici Mihaela? Șatra. Și am revenit în țară. Da, te lăsa respectat. Nu știu, frate, e nebunie mare. Apologia,
Da, bine, Leonardo, hai cu mine, voi. Leonardo, n-ai mai găsit cheia? Da. Și cheia n-ați mai găsit-o? Cere și mie tu cu ăsta, mă. Olga, originală. Nu mi-ai luat o sticlă de apă, trebuia să iei. Haide, domnule. Oh, bravo, bravo, copile. Butelie și gardă de corp. Păi n-am făcut cu aplicația. Da, da, bravo. Păi nu fac acolo. Asta e. Fac. Felicitări. Am văzut acolo cu patroana, sunteți tiktokari? Da. Mai faceți tiktok? Bravo. Bravo. Ce e Alin? Ce îți place de șatra ta tablăzie? Da. Hai. 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 Până mi-a luat toți. Pace, Ștefan, mi-a luat un lift. Nu, eu. Împreună, hai. Gata. Doamne. Ce facem buterilor? Leo, de se așa, ia bani. Bani! În munții mari aia, copii! În revistă 5 ziarele este number one, gadica de meserie, toată lumea și etivele pe ce bani, Leo este unică! Să faceți o melodie! Vă facem o piesă, voi doi, exact. Vreți? Sulima! Catolofan! Sulima! Eu sunt Leo, mai mult! Ha? Leonardo! Așa încerc. Hai să zicem pe Leo, bă, te duc la Mihaela. Măi, Miha. Uite, arăba nivelul Leo. Mamă, nebunie. Păi și când o vedea el pe toți, așa se sperie. Asta este, neamurile lui acum trebuie să se obișnuiască cu noi. Noi mergem toată familia. Vrea patroana retrageri ceva aici la bancomat? Păi da. Păi de ce mai face retragere? Nu mi-e lasă în cont, lasă așa. Amine, amine. Da. Ce? Da. Și aici să lași o husă. Băi, 2 milioane husă, te duc eu să iei ieftină. Da, și smechiu. Ești ghiliu? Da. Din oraș, am niște prieteni. Păi aici e scumpă husa, îți trebuie husă și folie. Ăsta e hotel de lux. Ăsta e costel. Ăsta e costel, da. Când închide la... La 7. La 7. Așteptăm. Ia mai încerc, băi băieți, m-am disperat. Stai că-l dărâmați așa. A, stai. Poate tu să tu pe toate la. Ușor că mai rău îl împinge. Doamne, feri! Băi, Leonardo, cade! Leonardo, gata! În dreapta, dreapta! Unde avem mașina? În dreapta! Amândouă! Doamne, ce-ai stat, e șatra! Noi suntem bandicații! Și moșul ăla cu bastonul, bă, din față! Mașina mai e pe dreapta, Ștefan! Eu am urcat cu David! Hai! Cum facem, că nu știu unde venim! Du-te la Ștefan, patroană! Olga! Hai, urcați în mașină, hai! Că n-avem loc! Băi, ce faceți acolo? Ce facem? Ne-am pus aici. Patroana și Olga sunt în aceeași mașină. Da. S-au dus cu Ștefan. Dă-i telefonul, să Leonardo. Ca să vă iau pe toți. Dă-mi telefonul, bunicule. Stai că acum ți-l dă Leonardo, imediat. Stai puțin, vii să spună că face și aia din spate. Și aia din spate. De mai mult telefonul, papo. Papo. Și aia din spate. Da. Ștefane. Papo. Închideți asta, că stăm burtă.
Papu, ia-mi telefonul! Papu! Mă așteaptă unul la două. Papu! Ce mă acum ați dă telefonul, imediat. Păi nu, să caut prietena mea la germanește aici la azil la Irinel cu Șatra și nu știu ce s-a întâmplat, o problemă cu Atiță care nu l-a lăsat pe Irinel să se cunoască cu Olga. Acum, într-adevăr, prieten, venisem să-l ajutăm, să-i dăm niște bani, i-am adus de mâncare, dar nu știu ce se întâmplă mai departe. Leonardo, de ce faci așa? Mă, patroană, eu am înțeles că aici omul ăla uscă Irinel era plecat la plimbare în pădure. Mamă, că nu era acasă. Nu știu ce a făcut, că ăla era lui Adi Căpiță. Impresarul lui era lui Adi Căpiță. A, crezi că ne-a mințit că e la plimbare? Da, l-a plătit Adi Căpiță să spună că nu e acolo. Nu știu. Adi Căpiță. Și fata asta rămâne nemăritată. O, lasă, mamă, că n-a venit să mărit. Am vrut să-l ajutăm să-i dăm bani. Păi lasă, separat. Să-i dăm o cameră, să-l ajutăm. Dacă nu vrea... A venit cu bani, mamă, să-l ajutăm, că și pe noi ne-a ajutat lumea la tată tău, când era bolnav. A venit să-l ajutăm. Da, patronă, lasă. A venit cu mâncare, n-a vrut ăla impresarul lui. Îl ajută, îi dau și ei câte un milion, îi duc o ceafă la grătar și gata. La noi le ajutam cum trebuie, fraților, nu așa. Bani, cu de toate, că nu luam porța la mâncare, noi. Mâncare, băutură, aia. Casă, masă. N-am vrut să-i dau mâncare, nici posul n-a primit mâncarea impresarul lui. Era pătit de Adiță, fiți. Nu știu. Înțelegi? De-aia a făcut așa ceva. Acum sănătate, rămânem cu banii noștri și gata. Ce să facem? Noi am vrut, a văzut Dumnezeu că am vrut să-l ajutăm. I-am adus cosul cu mâncare, n-am vrut nici cosul cu mâncare. Cu prăsile ce am mâncat. Când i-a părut rău că e bolnav, mamă, cum era tatăl tău bolnav. Și tatăl tău i-a părut rău că a fost om milionar și a ajuns să bolnav. Așa-i. De-aia a părut rău de el, nu de ceva. Că a căzut bolnav și era o mare. Asta e, dacă nu s-a putut, nu s-a putut, acum păcatul lor să fie. Da, nu știu, treaba lor. Adiță Pizza a rămas duci bani cu tatăl tău acum. A făcut așa ceva să nu vorbească și el cu un prieten care e pe un laptop ca el. Da, duma. Da. Asta e. Hai. Vedem, hai. Sănătate. Suntem pe aici, prieten, pe la Germănești, nu știu ce e aici. Ceva de genul, am oprit să luăm un suc, o apă, ceva. Uite, am început să filmez și o ca patroana pe jos. Uite, am filmez gâștele, fratele, ce stalea, nu știu. Uscani, cred. Uitați-l pe același om al patroanei Ștefan, care se duce la pădure. Uite, l-am prins în pădure pe același om. Ce facem în pădure? O face pipi. Nu știu, așteptăm să vină Mihaela, că e la magazin. Și plecăm înapoi spre București. Am consumat și motorina după Irinel. Asta e.